ca în toate localitățile unde se adună multă lume și în mica stațiune de ape minerale unde sosi familia Șcerbațchi, se formă, ca de obicei, acel fel de cristalizare a societății care atribuie fiecărui membru un loc anumit și neschimbat. După cum o părticică de apă Capătă la frig, în mod determinat și invariabil, cunoscuta formă a unui cristal de ninsoare. Tot așa, fiecare persoană nouă care sosea la băi își căpăta numai decât locul potrivit. Atât prin apartamentul pe care îl ocupau, cât și prin numele lor, și prin cunoscuții regăsiți acolo, se situară numai decât la locul ce li se cuvenea. În anul acela se afla în stațiune o adevărată Fürstin, adică prințesă germană, din care pricină cristalizarea societății se săvârși și mai precipitat. Prințesa Șcerbațchi dorea să-și prezinte negreșit fata prințesei germane și îndeplini acest ritual chiar de a doua zi. Kitty făcu o reverență adâncă și grațioasă în rochia ei de vară foarte simplă, adică foarte elegantă, adusă de la Paris. Prințesa îi spuse, nădăjduiesc că bujorii se vor întoarce cât de curând pe obrăjorii aceștia drăguți și îndată familia Șerbațchi fu clasată ca făcând parte dintr-un anumit cerc din care nu se mai putea ieși. Făcură cunoștință cu familia unei lady engleze, cu o contesă germană și cu fiul său rănit în ultimul război, cu un savant suedez și cu Monsieur Canu și sora sa. Dar societatea obișnuită a familiei Șerbațchi se alcătuia în chip firesc dintr-o doamnă din Moscova, Maria Evgenievna Ritscheva, cu fica sa, pe care Kitty nu o simpatiza, fiindcă se îmbolnăvisă de dragoste ca și dânsa, și dintr-un colonel, tot din Moscova, pe care ea îl știa de mică, numai în uniformă și cu epoleți, și care aici, în civil, cu ochii săi mici și cu cravată colorată, era foarte ridicol și, pe deasupra, plictisitor, pentru că nu puteai scăpa ușor de dânsul când toate acestea se statorniciră cu rigurozitate, Kitty se simți cuprinsă de o mare plictiseală. Mai ales că bătrânul prinț plecase la Carlsbad și ea rămăsese numai cu maică sa. Cunoscuții lor nu interesau. Simțea că nu-i vor aduce nimic nou. Singura ei distracție era să observe în taină persoanele pe care nu le cunoștea și să facă presupuneri în privința lor. Datorită unei trăsături deosebite a firii sale, ea presupunea totdeauna, mai ales la necunoscuți, cele mai frumoase calități. Și acum, întrebându-se cine e cu tare și cu tare, ce fel de raporturi există între ei și ce fel de oameni sunt, Kitty și închipuia cu caracterele cele mai nobile și mai frumoase și căuta confirmări pentru observațiile sale. Una dintre persoanele care o interesau cel mai mult era o fată din Rusia, care sosise în localitate împreună cu o doamnă bolnavă, tot rusoaică, Madame Stal. Această doamnă făcea parte din înalta societate, dar era atât de greu bolnavă încât nici nu putea merge, și apărea în stațiune, dusă într-un cărucior, și asta numai în rarele zile frumoase. Doamna Stahl, după părerea prințesei, nu făcuse cunoștință cu niciun rus, nu atât din pricina bolii sale, ci din mândrie. Fata o îngrijea pe madame Stahl și afară de aceasta se împrietenise, după cum observase Kitty, cu cei grav bolnavi, destul de mulți acolo, și îngrijea și pe dânsii în chipul cel mai firesc. Kitty înțelese că fata aceasta nu era rudă cu Madame Stahl, însă nicio infirmieră plătită. Madame Stahl îi spunea varenca, iar ceilalți Mademoiselle Varenca. Pe lângă faptul că o interesau raporturile dintre această fată și Madame Stahl, precum și raporturile ei cu celelalte persoane necunoscute, Kitty, după cum se întâmplă adesea, avea o deosebită simpatie pentru Mademoiselle Varenca și simțea din privirile pe care le schimbau între ele că și ea îi place. Mademoiselle Varenca, deși tânără, părea lipsită de tinerețe. Puteai să-i dai și 19 și 30 de ani. Dacă îi cercetai trăsăturile feței, cu toată paloarea bolnăvicioasă a obrajilor, era mai degrabă frumoasă decât urâtă. Ar fi fost chiar bine făcută, dacă n-ar fi avut trupul prea uscat și capul disproporționat față de statura sa mijlocie. Nu era atrăgătoare pentru bărbați. Aducea cu o floare frumoasă, încă plină de petale, dar o filită, fără parfum. În afară de aceasta, nu putea să placă bărbaților și fiindcă îi lipsea tocmai ceea ce îi prisosea lui Kitty focul stăpânit al vieții și conștiința frumuseții sale. Varenca părea totdeauna absorbită de ceva atât de important, că în afara acelui lucru nu mai interesa nimic. Kitty se simțea atrasă de fata asta, tocmai prin contrastul dintre ea și Varenca. Simțea că va găsi la dânsa în felul său de a trăi, pilda de viață pe care o căuta ea cu atâta chin. Acel interes pentru viață, o viață demnă, în afara raporturilor mondene dintre o fată și bărbați, care lui Kitty îi apăreau dezgustătoare, întocmai ca la un târg de mărfuri care își așteaptă cumpărătorii. Cu cât și observa mai mult prietena necunoscută, cu atât Kitty se convingea mai adânc că fata aceasta era tocmai ființa desăvârșită pe care și-o închipuise și dorea să o cunoască. Cele două fete se întâlneau de câteva ori pe zi. La fiecare întâlnire, ochii lui Kitty spuneau Cine ești? Nu e așa că ești ființa aceea fermecătoare pe care mi-o închipui eu?" Însă, pentru numele lui Dumnezeu, să nu crezi că vreau să-ți impun persoana mea, adăuga privirea ei. Eu te admir numai și te iubesc. Și eu te iubesc. Și dumneata ești drăguță, foarte drăguță. Te-aș iubi încă și mai mult dacă aș avea timp, răspundea privirea necunoscutei. Într-adevăr, Kitty își dădea seama că fata era mereu ocupată însoțea acasă de la cură pe copiii unei familii de ruși, sau aducea un plet pentru o bolnavă și o acoperea, sau căuta să distreze pe un pacient arțăgos, sau alegea și cumpăra cuiva prăjituri pentru cafeaua cu lapte. Curând după sosirea familiei Șcerbațchi, se mai viră la cura de ape minerale de dimineață două persoane care atraseră asupra lor atenția nu tocmai binevoitoare a tuturor. Un bărbat foarte înalt și adus de spate, cu mâini enorme, care purta un pardesiu vechi și scurt pe măsura altuia, cu ochi negri naivi și în același timp înspăimântători, și o femeie drăguță, dar cu fața cam ciupită de vărsat, îmbrăcată prost și fără gust. Descoperind că acești oameni erau ruși, Kitty începu să-și închipuie un roman înduioșător și impresionant în legătură cu viața lor. Dar când prințesa află de la curliste că era vorba de Levin Nicolai și de Maria Nicolaevna și îi povesti lui Kitty ce om rău era acest Levin, toate visurile lui Kitty în legătură cu aceste două persoane se risipiră. Oamenii aceștia îi fură dintr-o dată antipatici, nu atât din pricina celor spuse de maică sa, ci fiindcă el era fratele lui Constantin. Acest Levin cu ticul lui dădea mereu din cap, trezea acum în Kitty un fel de dezgust. I se părea că ochii lui mari înspăimântători care o urmăreau o săruitor, exprima un sentiment de ură și de ironie și Kitty îl ocolea. Era o zi urâtă, ploaia nu contenit toată dimineața, bolnavii cu umbrelele se înghesuiră în galerii. Kitty se plimba cu maică-sa și cu colonelul din Moscova, care, bine dispus, făcea paradă cu redingota de tăietură europeană cumpărată de gata la Frankfurt. Mergeau pe o parte a galeriei, căutând să le vite pe Levin, care se plimba pe partea cealaltă. Îmbrăcată într-o rochie de culoare închisă, purtând o pălărie neagră cu marginile lăsate în jos, Varenca se plimba de-a lungul galeriei cu o franțuzoaică oarbă și ori de câte ori se întâlnea cu Kitty, schimba cu ea câte o privire prietenoasă. Mamă! Poți să intru în vorbă cu dânsa?" întrebă Kitty, care își urmări prietena necunoscută și văzu că aceasta se apropia de izvor unde s-ar fi putut întâlni. Bine, dacă ți atât de mult, dar mai întâi am să mă interesez cine e și am să intru eu în vorbă cu ea, răspunse maică sa. Ce ai găsit atât de deosebit la dânsa? Trebuie să fie o damă de companie. Dacă vrei, am să fac cunoștință cu Madame Stal. Am cunoscut-o pe cumnata sa, adăugă prințesa, ridicând cu mândrie capul. Kitty știa că prințesa se simțea jignită, că Madame Stal se ferea parcă să o cunoască personal. Kitty nu stărui. Ce simpatică e, zise Kitty, uitându-se la Varenca, în timp ce aceasta întindea franțuzoaicei paharul. Uite ce simplă și drăguță e! Te za mă, mă fac să râd, îi răspunse prințesa. Nu, mai bine să ne întoarcem, adăugă ea, observându-l pe Levin, care se apropia de ele împreună cu însoțitoarea lui și cu un doctor neamț. Supărat Levin, discuta ceva cu glas tare se întoarseră ca să pornească înapoi, când auziră deodată nu o discuție în gura mare, ci adevărate răcnete. Levin, care se enervase, țipa. Medicul se aprinsese și el. Vizitatorii se adunară în jurul lor. Prințesa se depărtă grăbită cu Kitty, iar colonelul se amestecă în mulțime ca să afle ce se întâmplase. Peste câteva minute, colonelul le ajunse din urmă. Ce a fost acolo?" întrebă prințesa. E o rușine," spuse colonelul. Ferească Dumnezeu să te întâlnești cu ruși în străinătate." Domnul acela înalt s-a certat cu doctorul. I-a spus obrăznicii, fiindcă nu l-ar fi îngrijit bine și a ridicat chiar bastonul asupra E o rușine! Ah, ce neplăcut lucru! în cuvință prințesa. Și cum s-a sfârșit cearta? Noroc că a intervenit acea cu pălăria ca o ciupercă. Mi se pare că e o rusoaică, zise colonelul. Mademoiselle Varenca, Întrebă bucuroasă Kitty. Da, da, ea a avut prezența de spirit înaintea tuturor. L-a luat pe domnul acela de braț și a plecat cu dânsul. Vezi, mamă, spuse prințesei Kitty, și te întrebai de ce o admir. De a doua zi, observându-și prietena necunoscută, Kitty băgă de seamă că, mademoiselle Varenca, se afla față de Levin și de însoțitoarea lui în aceleași raporturi ca și față de ceilalți protejaței săi. Se apropia de ei, vorbea cu dânsii și slujea ca tălmaci femeii care nu știa nicio limbă străină. Kitty începu și mai stăruitor să roage pe mama ei să-i dea voie a face cunoștință cu Varenca. Ea se informă asupra Varencăi și judecând după amănuntele aflate că nu putea ieși niciun rău din această cunoștință, însă nici cine știe ce bine, prințesa se apropie cea din tâi de Varenca și făcură cunoștință. Își alese timpul când fică sa se la izvor, iar Varenca se oprise în fața unui franzelar și intră în vorbă cu ea. Dăm voie să mă prezint, îi spuse prințesa cu zâmbetul ei plin de demnitate. Fata mea e îndrăgostită de dumneata, adăugă ea. Dar poate nu mă cunoști. Eu sunt. Doamnă, și din partea mea e mai mult decât reciprocitate, răspunse repede Varenca. Ce faptă bună ai făcut ieri cu bietul nostru compatriot! Urmă, prințesa. Varenca Roșii. Nu mi-amintesc, mi se pare că n-am făcut nimic, răspunse ea. Cum nu? L-ai scutit pe acest Levin de neplăceri? Da, sunt însoțitoarea sa. M-a chemat și am încercat să-l calmez. E grav bolnav și era nemulțumit de medic. Sunt deprinsă să îngrijesc de bolnavi. Da, am auzit că locuiești la Menton, împreună cu mătușa dumitale. Am cunoscut pe o cumnată a ei. Nu, nu mi-e mătușă. Îi spun mamă, dar nu-i sunt rudă. Am fost crescută de ea, răspunse Varenca, roșind din nou. Rostia aceste cuvinte cu atâta simplitate, iar expresia chipului său cinstit și sincer era atât de drăgălașă, încât prințesa înțelese de ce se îndrăgosise Kitty de fata aceasta. Cum a rămas până la urmă cu Levin? întrebă prințesa. Pleacă, răspunse Varenca. Între timp, înseninată de bucurie că prințesa intrase în vorbă cu prietena sa necunoscută, Kitty se întoarse de la izvor. Kitty, ți s-a împlinit marea dorință de a o cunoaște pe mademoiselle Varenca, rosti fata zâmbind. Așa îmi spune toată lumea. Kitty se îmbujoră de bucurie și strânse îndelung mâna noii sale prietene. Mâna aceasta nu răspunse însă la strângerea mâinii sale, ci rămase nemișcată. În schimb, fața domnișoarei Varenca se lumină de un zâmbet blând, bucuros, deși puțin cam trist, care i descoperi dinții mari, dar frumoși. Și eu doresc de mult să vă cunosc, zise Varenca. Dar sunteți atât de ocupată. A, din potrivă, n-am nicio ocupație, răspunse Varenca. Dar chiar în aceeași clipă, ea trebuit să-și părăsească noile cunoștințe, fiindcă două fetițe mititele ale unui bolnav rus, veniseră fuga la dânsa. Varenca, te cheamă mama, strigară ele și Varenca plecă în urma lor. Amănuntele pe care le aflase prințesa despre trecutul Varencăi erau următoarele. Doamna stal, despre care unii spuneau că-și chinuise soțul, iar alții din potrivă că el o chinuise prin purtarea lui imorală, fusese toată viața o femeie bolnăvicioasă și exaltată. Tocmai se despărțise de soțul său când născuse un copil care murise îndată după naștere. Atunci rudele, cunoscându-i sensibilitatea și temându-se ca această știre să nu o ucidă, îi schimbaseră copilul cu fica unui bucătar de la curte, care se născuse în aceeași noapte și în aceeași casă din Petersburg. Era Varenca. Madame Stal aflase mai târziu că Varenca nu era fica sa, dar o crescuse mai departe, mai ales că la foarte scurt timp după aceea Varenca rămăsese orfană de amândoi părinții. Locuia de peste 10 ani în străinătate, la sud, fără să se mai fi întors cândva în țară și fără să fi părăsit patul vreodată. Unii spuneau că ea poza în femeia virtuoasă și plină de credință ca să poarte o aureolă în societate, în timp ce alții susțineau că era foarte sinceră și că era într-adevăr o ființă de o înaltă moralitate care trăia numai pentru binele aproapelui. Nimeni nu știa ce religie avea, catolică, protestantă sau ortodoxă. Un singur lucru era neîndoios întreținea relații de prietenie cu cei mai înalți prelați ai tuturor bisericilor și confesiunilor. După ce afla aceste amănunte, prințesa nu văzu niciun rău în apropierea dintre fica sa și Varenca, mai ales că aceasta avea o educație aleasă și purtările cele mai frumoase. Vorbea perfect limbile franceză și engleză. Cu cât o cunoștea mai bine pe Varenca, Kit era mai încântată de ea și îi descoperea în fiecare zi noi calități. Aflând că fata cântă frumos din gură, prințesa o invită seara, la ele, să cânte. Kitty știe să cânte la pian și, deși pianul e cam prost, ne-ar face mare plăcere să te ascultăm, zise prințesa cu un zâmbet forțat de politețe, ceea ce o nemulțumi pe Kitty, care simțea că Varenca nu prea avea chef să cânte. Totuși, Varenca veni în seara aceea și a aduse un caiet de note. Prințesa mai invită pe Maria Evgenievna cu fica sa și pe colonel. Varenca nu părea stingherită, deși erau de față persoane străine. Se duse numai decât la pian. Nu știa să se acompanieze, dar deșifra foarte bine notele o acompanie Kitty care cânta frumos la pian. Ai un talent extraordinar!" exclamă prințesa, după ce Varenca îi sprăvi prima bucată pe care o cântase minunat. Maria Evgenievna și fica sa îi mulțumiră și o lăudară. Uite!" adăugă colonelul privind pe fereastră. Câtă lume s-a adunat să asculte!" într-adevăr, o mare mulțime de oameni se strânsese sub ferestre. Îmi pare foarte bine că asta vă face plăcere, răspunse simplu Varenca. Kitty își privea prietena cu mândrie. Îi admira arta, glasul și fața, dar mai cu seamă atitudinea. Varenca, într-adevăr, nu se mândrea cu talentul ei, și era nepăsătoare la laude. Părea numai să se întrebe, trebuie să mai cânte, ori ajunge. Dacă aș fi eu în locul ei, gândea Kitty, cum aș mai fi mândrit, cum aș fi bucurat privind mulțimea asta de suferestre. Varenca însă rămâne indiferentă. O îndeamnă numai dorința de a nu refuza, și de a-i face plăcere mamei. Ce-o fi în sufletul ei? Ce-i dă puterea de a ne totul, de a fi independentă și calmă? Tare aș vrea să știu ce o face să fie așa și să învăț și eu a fi ca ea, îi spunea Kitty, privindu-i fața liniștită. Prințesa o rugă pe Varenca să mai cânte, și aceasta mai cântă o bucată, tot atât de egal, de clar și de frumos, stând dreaptă lângă pian și bătând tactul cu mâna sa uscățivă, brună. Bucata următoare din caiet era un cântec italienesc. Kitty cântă preludiul și întoarse capul spre Varenca. Să-l sărim! zise Varenca roșind. Chititul burată își opri ochii întrebători asupra Varencăi. Atunci să cântăm altceva, adăugă ea repede, întorcând foile, dându-și numai decât seama că acest cântec era legat de o amintire. Ba nu, răspunse Varenca și puse mâna pe note zâmbind. Nu, hai să-l cântăm. Și Varenca îl cântă tot atât de calm, de rece și de frumos ca și pe celelalte. Iar când îi sprăvi, toți îi mulțumiră și trecură la ceai. Kitty și Varenca ieșiră în grădinița de lângă casă. nu e așa că de cântecul acesta este legat o, o amintire? O întrebă Kitty. Nu-mi povesti nimic, adăugă ea repede. Spunem numai dacă e adevărat. De ce nu? Pot să-ți spun. Începu Varenca simplu și fără să aștepte răspunsul, adăugă. Da, este legată o amintire și cândva a fost dureroasă. Am iubit pe cineva. Îi cântam bucata asta. Chiti o privind oșată, cu ochii săi mari, larg deschiși. L-am iubit mai a iubit și el, dar mama lui s-a împotrivit. S-a însurat cu alta. Sta acum destul de aproape de noi. Îl văd din când în când. Nu ți-ar fi trecut prin minte că am avut și eu romanul meu de dragoste, zise Varenca și pe fața ei frumoasă se ivi o flacără care, după cum simțea Kitty, îi luminase o dinioară întreaga ființă. De ce să nu fi trecut prin minte? Dacă aș fi fost bărbat, n-aș fi putut iubi pe nimeni alta după ce te-aș fi cunoscut. Dar nu pricep ceva. Cum de a putut, numai pentru a fi pe placul mamei sale, să te uite și să te facă nenorocită? N-a avut inimă? Ba da, e un om foarte bun, și eu nu sunt nenorocită. Din potrivă, sunt foarte fericită. Așadar, nu mai cântăm astăzi? Urmă Varenca, dând să plece acasă. Ce bună ești! Ce bună ești! Izbucni Kitty și oprind-o, o sărută. Ah, dacă ți-aș putea semăna cât de puțin! De ce să semeni cu cineva? Ești bine așa cum ești. O mângâie varenca cu zâmbetul ei blând și obosit. Nu sunt bună deloc, dar spune așteaptă să stăm puțin, spuse Kitty, trăgând-o din nou pe bancă lângă dânsa. spune nu te simți jignită și încă cineva ți-a nesocotit dragostea? că nu te-a vrut, dar nu m-a nesocotit deloc. Cred că m-a iubit. Era însă un fiu supus. Da, dar dacă n-ar fi făcut-o din dorința mamei sale, ci de la el? Întrebă Kitty, simțind că își trădase taina și că fața ei, îmbujorată de rușine, o și dăduse de gol. Atunci ar fi purtat urât, și nu mi-ar mai fi părut rău după dânsul. Răspunse Varenca, înțelegând probabil că nu mai era vorba de ea, ci de Kitty. Dar jignirea, jignirea nu poți uita, nu poți uita, repetă ea, amintindu-și de privirea pe care i-o aruncase lui Vronski la ultimul bal când se oprise muzica. Dar unde e jignirea? Doar dumneata, nu te-ai purtat urât. E mai rău decât urât. E rușinos. Varenca își clătină capul și își puse mâna pe mâna lui Kitty. Adică de ce rușinos? întrebă ea. Doar n-ai putut să-i spui unui om indiferent fața de dumneata că-l iubești. Firește că nu, nu i-am spus niciodată niciun cuvânt, dar el a știut. Sunt priviri și un fel de a fi, chiar de a trăi o sută de ani, tot n-aș uita. Ei, și eu nu înțeleg. Întrebarea este dacă îl mai iubește acum, ori nu. Zise Varenca, spunând lucrurilor pe nume. Îl urăsc, nu pot să-mi iert. Ce? Rușinea, jignirea. Ah, ce ar fi dacă toată lumea ar fi atât de simțitoare ca dumneata? Nu este fată care să nu fi trecut prin așa ceva. Și când te gândești că toate astea sunt lucruri atât de neînsemnate, atunci ce e însemnat? O întrebă Kitty, uitându-se mirată și curioasă la Varenca. Sunt multe lucruri însemnate, răspunse Varenca, zâmbind. Ce anume? Sunt multe lucruri mai însemnate, repetă Varenca, neștiind ce să spună. În clipa aceea se auzi de la fereastră glasul prințesei. Kitty e răcoare, ia șalul sau intră în casă. Are dreptate, e și timpul, în cuvință Varenca ridicându-se. Trebuie să mai trec și pe la Madame Bert. M-a rugat. Kitty o ținea de mână. Privirea ei întreba rugător cu o arzătoare curiozitate. Dar ce anume? Care-i lucrul cel mai însemnat care îți dă atâta liniște? Dumneata știi. Spunem -mi și mie. Varenca nu înțelegea întrebarea din ochii lui Kitty. Se gândea numai că în seara aceea trebuia să mai treacă pe la Madame Bert și să fie acasă la ceaiul doamnei stal înainte de 12 noaptea. Intră în casă, își strânse notele și, după ce spuse noapte bună la toată lumea, vrut să plece. Dăm voie să te însoțesc, zise colonelul. Cum să te duci singură acum noaptea? întări prințesa. Să o trimit măcar pe parașa! Kitty văzu că Varenca stăpâni cu greu un zâmbet, auzind că era nevoie să fie însoțită. Nu, eu umblu totdeauna singură și nu mi se întâmplă niciodată nimic, răspunse ea, luându-și pălăria. După ce o sărută încă o dată pe Kitty, tot fără să-i spună ceea ce era mai însemnat în viață, Varenca, în pas vioi cu notele sub soară, se pierdu în semi-întunericul nopții de vară, ducând cu dânsa taina lucrului însemnat care îi dădea liniștea și demnitatea aceea de invidiat. Kitty făcu cunoștință și cu doamna Stal. Această relație și prietenia cu Varenca avura asupra ei nu numai o puternică înrăurire, dar îi alinară și durerea. Găsea alinare pentru că îi se deschise o lume cu totul nouă, care nu avea nicio legătură cu trecutul său. O lume superioară și frumoasă, de la înălțimea căreia putea să-și privească liniștită trecutul descoperi că în afară de viața instinctivă pe care o trăise până atunci, mai exista și o viață spirituală. Viața aceasta îi se revela prin religie, dar printr-o religie care nu semăna într-un nimic cu cea cunoscută de Kitty din copilărie. Care se mărgina de a merge la liturghii și la vecernii în biserica de pe lângă casa văduvei, unde putea întâlni cunoscuți și de a învăța pe de rost cu un preot texte slavone. Era o religie înălțătoare, misterioasă, legată de gânduri și de sentimente sublime, în care credința nu era o datorie de împlinit ci un act de iubire. Kitty află toate acestea nu din cuvinte. Madame Stal vorbea cu Kitty cum ai vorbi cu un copil drăguț pe care l admiri în amintirea propriei tale tinereți. Doar o singură dată pomeni ea că numai iubirea și credința aduc mângâiere în toate necazurile omenești și că nu există dureri cât de mărunte, care să nu atragă mila lui Isus. Apoi schimbă numai decât vorba. În fiecare gest, în orice cuvânt, în fiecare privire îngerească a doamnei Stal, cum spunea Kitty, și mai ales în toată povestea vieții sale pe care o cunoștea prin Varenca, în toate, Kitty afla ceea ce era însemnat și ceea ce nu știuse până atunci. Dar oricât de distins ar fi fost caracterul doamnei Stal, oricât de înduioșătoare ar fi fost povestea ei, oricât de înălțătoare și de duioasă i-ar fi fost vorba, Kitty observă fără voie la dânsa unele trăsături care o nedumeriră. Observă că atunci când o întrebase despre rudele sale, Madame Stal zâmbise cu dispreț, ceea ce nu se potrivea cu bunătatea creștină. Mai băgă de seamă că, întâlnind odată la ea pe un preot catolic, Madame Stal își ascunsese stăruitor fața în umbra abajurului și avusese un anumit zâmbet Oricât de neînsemnate ar fi fost aceste două observații, ele o stingereau. O făcură să aibă unele îndoieli asupra caracterului doamnei Stal. În schimb, Varenca, orfană, fără rude, fără prieteni, cu o amară dezamăgire, o ființă care nu dorea nimic și nu regreta nimic, era desăvârșirea însăși la care Kitty abia dacă aș putea îngădui să viseze. În fața varencăi, Kitty înțelesese că, de îndată ce uiți de tine însuți și începi să iubești pe alții, ajungi să fii calmă, fericită și frumoasă. Așa voia să fie și ea, acum dându-și bine seama care anume era lucrul cel mai însemnat, Kitty nu se mai mulțumi numai să-l admire, ci se dărui numai decât, cu tot sufletul, vieții noi care se deschidea înaintei. Din povestirile varencăi despre ceea ce făcea Madame Stal și alții din cercul ei, Kitty își alcătui planul viitoarei sale vieți. Întocmai ca nepoata doamnei Stal, Alin, despre care Varenca îi povestise multe, Kitty se hotărâ să caute și ea, nenorociți, oriunde s-ar fi aflat, să-i ajute din toate puterile, să le împarte Evanghelii și să citească din ele bolnavilor, criminalilor, muribunzilor. O ispitea mai ales gândul de a citi ucigașilor Evanghelia, așa cum făcea Alin, dar acestea erau visuri tainice, pe care nu le împărtășea nici mamei sale, nici varencăi. De altfel, în așteptarea timpului când și-ar fi putut îndeplini pe o scară mare planurile, Kitty găsi prilejul și acolo, în stațiune, unde erau atâția bolnavi și nenorociți, să-și pună în aplicare noile reguli de viață, după pilda varencăi. La început, prințesa băgă de seamă doar atât – că fica sa se afla sub puternica influență a admirației pentru doamna Stal și mai ales pentru Varenca. Vedea că Kitty o imita pe Varenca și nu numai în activitatea ei, ci fără voie chiar și în felul său de a merge, de a vorbi și de a clipi din ochi. Dar pe urmă, prințesa înțelese că, în afară de faptul că se afla sub farmecul acestora, Kitty trecea printr-o serioasă schimbare sufletească. Prințesa vedea că fata ei citește o Evanghelie în limba franceză pe care i-o dăruise doamna Stal, ceea ce nu făcuse înainte că își ocolește cunoștințele mondene și se împrietenește cu bolnavi aflați sub protecția Varencăi și îndeosebi cu familia săracă a pictorului suferind, Petrov. Kitty era mândră pe semne de faptul că îndeplinea în familia aceea îndatoriri de soră de caritate. Toate acestea erau fapte frumoase și prințesa n-ar fi avut nimic împotrivă cu atât mai mult cu cât soția lui Petrov era o femeie foarte cum se cade. Iar prințesa germană, care îi observase activitatea, o lăuda pe Kitty numind-o înger mângâietor. Totul ar fi fost foarte frumos dacă n-ar fi ajuns la exagerări. Prințesa Șcerbațchi, văzând că fica sa începea să întreacă măsura, îi spuse de câteva ori niciodată nu trebuie să întreci măsura. Kitty însă nu îi răspundea nimic. Se gândea numai că în ceea ce privește caritatea creștină nu poate fi vorba de exagerări. Cum puteai fi învinovățit de exagerare când urmai învățătura care îți poruncește să întinzi și celălalt obraz dacă cineva îți dă o palmă sau să dăruiești și cămașa a care te dezbracă de haină. Dar prințesei nu-i plăcea această râvnă exagerată și mai cu seamă nu-i plăcea faptul că fica sa, după cum își dădea prea bine seama, nu vroia să-și deschidă cu totul inima față de dânsa. Într-adevăr, Kitty îi ascundea noile păreri și sentimente. Le ascundea nu fiindcă n-ar fi respectat-o sau n-ar fi iubit-o, ci tocmai fiindcă era mama ei. Le-ar fi împărtășit oricui mai degrabă decât mamei sale. Ce-o fi pățit Ana Pavlovna că n-a mai fost de atâta vreme pe la noi? Vorbi odată prințesa despre doamna Petrova. Am poftit-o. Parcă ar fi supărată. Nu, n-am observat, mamă, izbucni Kitty roșind. N-ai fost de mult pe la dânsii mâine aveam de gând să facem împreună o plimbare în munți, răspunse Kitty. Bine, duceți-vă, zise prințesa, cercetând cu privirea chipul tulburat al fiicei sale și încercând să ghicească pricina acestei tulburări. În aceea zi la masă, Varenca anunță că Ana Pavlovna se răzgândise. Nu mai vroia să se ducă a doua zi în munți. Prințesa o văzut pe Kitty roșind din nou. Kitty, n-ai avut cumva vreo neplăcere cu familia Petrov? Întrebă ea când rămaseră singure. De ce nu mai trimite copiii aici și de ce nu mai vine pe la noi? Kitty răspunse că nu se petrecuse nimic între dânsii și că nu înțelege deloc de ce Ana Pavlovna părea nemulțumită de ea. Kitty spusese adevărul. Nu știa anume de ce Ana Pavlovna își schimbase purtarea față de dânsa, dar bănuia și ceea ce bănuia era un lucru pe care nu-l putea destăinui nici mamei, nici măcar ție însuți. Atât de penibil și de rușinos ar fi dacă te înșela își depăna mereu în amintire relațiile cu această familie. Își amintea de naiva bucurie zugrăvită pe fața rotundă și blândă a Anei Pavlovna când se întâlneau. Își aduceau aminte de convorbirile lor secrete despre bolnav, de conspirațiile făcute ca să-l sustragă de la lucru, ceea ce era oprit și să-l ducă la plimbare, Precum și de afecțiunea băiatului celui mic, care nu-i spunea decât chitia mea, și nu vroia să se ducă la culcare fără dânsa, cât de frumoase erau toate acestea. Își aminti apoi trupul din cale afară de slaba lui Petrov, cu gâtul lung, într-o redingotă cafenie, părui rar și cârlionțat, ochii săi albaștri, întrebători, care la început o înspăimântau și sforțările lui bolnăvicioase ca să pară vioi și voios față de dânsa. Își aduse aminte de sforțările sale de la început ca să-și învingă dezgustul pe care îl strânea el, ca de altfel toți tuberculoșii, precum și de truda sa de a născoci ce să-i spună. Își aduse aminte de privirea aceea timidă și duioasă pe care i-o arunca Petrov, de sentimentul ciudat de milă, îmbinată cu stânjeneală, pe care îl încercase la început, înlocui după aceea cu mulțumirea pe care i-o dădea conștiința binefacerii sale. Cât de frumoase erau toate acestea! Ar totul se petrecuse la început, Acum câteva zile, însă, totul se stricase dintr-o dată. Ana Pavlovna o întâmpină pe Kitty cu o amabilitate prefăcută și nu încetă să-i observe pe ea și pe bărbatul său. Oare răceala Anei Pavlovna să fi fost pricinuită de bucuria aceea înduioșătoare a lui Petrov când se apropia Kitty de dânsul? Da. Își aduse aminte Kitty. Ana Pavlovna avea ceva nefiresc, cu totul străin de bunătatea sa obișnuită, când îi spusese cu ciudă, acum trei zile: Uite, tot timpul te-a așteptat! N-a vrut să bea cafeaua fără dumneata, deși este extrem de slăbit. Poate că nu i-a plăcut nici când i-am dat pledul. Gestul a fost așa de simplu dar el l-a primit cu atâta stângăcie, mi-a mulțumit așa de mult, încât și eu m-am simțit stânjenită. Pe urmă, portretul acela al meu atât de bine făcut, dar mai cu seamă privirea lui, încurcată parcă și duioasă. Da, așa e, repetă Kitty cu groază. Nu, Asta e peste putință și nici nu se cade. Îți inspiră atâta milă, se gândi ea după aceea. Îndoiala aceasta o trăvea farmecul noii sale vieți. Prințul Șcerbațchi plecase de la Carlsbad la Baden și la Kissingen, la niște cunoscuței săi ruși, ca să se pătrundă de spiritul rusesc cum spunea el, și se întoarse la familia lui abia spre sfârșitul curei de ape. Părerile prințului și ale prințesei despre viața din străinătate erau diametral opuse. Prințesa găsea totul minunat și, în ciuda situației sale înalte în societatea rusească, încerca să pară peste graniță o doamnă europeană, ceea ce nu prindea. Fiind una dintre cele mai neaoșeboeroice ruse, de aceea era nevoită să-și ia o ținută nefirească, lucru ce o stingea oarecum. Prințul, din potrivă, găsea totul prost în străinătate, se simțea apăsat de viața europeană, se ținea de obiceiurile sale rusești și căuta într-adevăr să pară peste hotare mai puțin european decât era în realitate. Prințul se întoarse slăbit. Pielea îi atârna pe obraj, dar într-o minunată stare sufletească. Buna lui dispoziție crescu și mai mult când o văzu pe Kitty întremată cu totul. Știrile date de prințesă despre prietenia lui Kitty cu doamna Stal și cu Varenca și despre schimbarea morală petrecută trânsa îl tulburară pe prinț și îi sentimentul obișnuit de gelozie față de tot ce o pasiona pe fica sa, în afară de el, și teama ca fata să nu scape cumva de sub înrurirea lui, intrând în domenii inaccesibile sieși. Dar știrile acestea neplăcute, se înnecară noianul de voie bună și de veselie care îi umplea totdeauna sufletul, mai înviorat încă după apele de la Carlsbad. A doua zi după sosire, prințul în pardesiu lung, cu chipul lui tipic rusesc, brăzdat de zbârcituri și cu obrajii buges proptiți într-un guler scrobit, în cea mai bună dispoziție sufletească, porni cu fică sa la izvor. Era o dimineață minunată. Casele curate și vesele, cu grădinițe, înfățișarea slujnicelor nemțoaice, cu obraji și cu mâinile roșii umplute parcă cu bere, care lucrau cu voioșie, precum și soarele orbitor, totul îi bucura inima. Dar cu cât se apropia de izvor, cu atât întâlneau mai mulți bolnavi și înfățișarea lor părea și mai deplâns în mijlocul vieții germane, așa de bine organizate. Pe Kitty însă nu mai izbea acest contrast. Soarele sclipitor, vesela strălucirea a verdeții, sunetele muzicii erau în ochii ei, cadrul firesc al acestor fețe cunoscute și al schimbărilor în rău sau în bine pe care ea le urmărea. Pentru prinț însă, lumina și strălucirea dimineții de iunie, sunetele muzicii care cântau un valț vesel, la modă și mai cu seamă, înfățișarea slușnicuțelor voinice, păreau o necuvință și o monstruozitate alături de aceste stafii, adunate de prin toate colțurile Europei, târându-se cu fețele pline de tristețe. În ciuda mândriei și a sentimentului de reîntinerire pe care îl avea mergând la braț cu fica sa iubită, prințul nu se simțea la largul lui. Se rușina de sănătatea și de călcătura izdravănă, de mâinile și de picioarele sale mari, căptușite cu grăsime. Se simțea aproape ca un om dezbrăcat în văzul lumii prezintă-mă, prezintă-mă noilor tăi prieteni, spuse prințul fiicei sale, strângându-i brațul cu cotul. Mie drag nesuferitul tău, Soden, fiindcă aici te-ai îndrăvenit tu, atâta numai. Tare-i trist, tare-i trist la voi. cine e asta? Kitty rostea numele persoanelor cunoscute și necunoscute care le ieșeau în cale întâlniră chiar la intrarea în parc pe Madame Bert, oarba, împreună cu însoțitoarea ei. Prințul se bucură văzând expresia de duioșie a bătrânei franțuzoaice la auzul glasului lui Kitty. Cu un exces de amabilitate specific franțuzesc, doamna Bert intră în vorbă cu dânsul. Îl felicită pentru fica ei minunată, și o ridică pe chit în slava cerului, numind-o comoară, perlă și înger mângâietor. Atunci, ea e îngerul numărul doi, glumi prințul. Chide îi spune domnișoarei Varenca, îngerul numărul unu. O, mademoiselle Varenca, e în adevăr un înger, ale, adăugă Madame Bert. În galerie se întâlniră cu Varenca. Venea repede spre ei, cu o geantă roșie, elegantă. Uite, a venit tata!" îi spuse Kitty. Simplu și firesc, ca tot ce făcea, Varenca schiță o mișcare intermediară între o plecăciune și o reverență. Apoi intră numai decât în vorbă cu prințul, cum vorbea cu toată lumea. Simplu și natural. Se înțelege că te cunosc, te cunosc foarte bine," spuse prințul cu un zâmbet, după care Kitty își dădu seama cu bucurie că Varenca îi plăcuse tatălui său. Dar încotro te grăbești așa?" Mamă e aici," spuse Varenca lui Kitty. N-a dormit toată noaptea și doctorul i-a recomandat să iasă din casă. Îi duc lucrul." va să zică ăsta e îngerul numărul 1, zise prințul după ce plecă Varenca. Kitty înțelese că prințul ar fi vrut să o zeflemisească pe prietena ei, dar nu putea, fiindcă Varenca îi plăcuse. Așadar, îi vom vedea pe toți prietenii tăi, adăugă prințul, și pe Madame Stahl dacă va binevoi să mă recunoască. Cum? O cunoști, papa? Îl întrebă Kitty, neliniștită, văzând în ochii prințului o sclipire de ironie când pomeni de Madame Stal. L-am cunoscut pe bărbatul său și puțin și pe dânsa, înainte de a se fi înscris la pietiste. Papa, ce înseamnă pietistă? Îl întrebă Kitty Speriată numai de faptul că ceea ce apreciase așa de mult la doamna stal avea o denumire. Nu știu nici eu prea bine. Știu numai că madame stal mulțumește lui Dumnezeu pentru orice, chiar pentru nenorociri. Îi mulțumește și fiindcă i-a murit bărbatul. E cam comic că ce au trăit rău împreună. Cine e această figură tristă? O întrebă prințul, văzând pe o bancă un bolnav scund, în pardesiu cafeniu, cu niște pantaloni albi care făceau cute stranii pe oasele descărnate ale picioarelor. Domnul acesta își ridică pălăria de pai de pe părul său rar și cârlionțat, descoperind o frunte înaltă și foarte roșie din pricina pălăriei. E pictorul Petrov, răspunse Chiti roșind. Iar aceea e soția sa, urmă ea, arătând spre Ana Pavlovna, care tocmai în clipa când se apropiară de dânsii, porni parcă întradins după un copil care se îndepărtase pe aleie. Ce stare de plâns e, dar ce figură simpatică, zise prințul. De ce nu te-ai dus la ei? Parcă ar fi vrut să spună ceva. Atunci să mergem, răspunse Kitty, întorcându-se cu hotărâre. Cum o mai duceți cu sănătatea? îl întrebă pe Petrov. Pictorul se ridică în picioare, sprijinindu-se în baston și se uită sfios la prinț. Asta e fica mea, începu prințul. Dați-mi voie să mă prezint. Victorul se înclină și zâmbi, descoperind niște dinți albi straniu de strălucitori. V-am așteptat ieri, prințesă, îi spuse Petrov lui Kitty. Se clătină rostind aceste cuvinte și repetă mișcarea ca să-i facă să creadă că ar fi făcut-o adins. Am vrut să vin, dar Varenca mi-a spus că Ana Pavlovna a anunțat-o că nu mai mergeți. Cum să nu mai mergem? exclamă Petrov, roșu la față. Și după ce izbucni într-un acces de tuse, își căută soția cu privirea. Aneta! Aneta! strigă el cu voce tare. Și pe gâtul lui subțire și alb, îi se încordară vinele groase ca frânghia. Ana Pavlovna se apropie. Cum de-ai anunțat-o pe prințesă că nu mai mergem? O întrebă Petrov, nervos, cu glasul pierit. Bună ziua, prințesă! spuse Ana Pavlovna, cu un surus prefăcut, care nu mai semăna deloc cu acela cu care o primea mai înainte. Mi-a părut foarte bine de cunoștință, îi spuse ea prințului. De mult sunteți așteptat! Cum de-ai anunțat-o pe prințesă că nu mai mergem? Spuse încă o dată pictorul, foarte iritat, cu glas răgușit, cu atât mai enervat cu cât glasul nu-l asculta și nu putea da cuvintelor expresia dorită. Ah, Doamne, am crezut că nu mai mergem! îi răspunse cu ciudă soția. Cum asta dacă! Petrovii spugni întuse și dădu din mână în semnele hamite. Prințul îl salută și plecă mai departe cu fica sa. Ah! oftă prințul din fundul inimii! Vai de ei nenorociții! Da, tată, zise Kitty, trebuie să știi că au trei copii, nu țin servitoare și nu dispun aproape deloc de mijloace de trai. Primește ceva de la Academie. Început să-i povestească ea cu un sufletire, silindu-se să-și stăpânească tulburarea, trezită de strania schimbare de atitudine a Anei Pavlovna față de dânsa. uite o și pe Madame Stal, exclamă Kitty, arătând un cărucior în care se vedea cineva culcat sub o umbrelă, între perne, înfășurat în ceva gri și albastru era doamna Stal. În spatele ei stătea un servitor neamț, zdravân, posomorât, care o plimba. Alături de ea se afla un conte suedez blond, pe care Chiti îl cunoștea numai după nume. Câțiva bolnavi își încetiniseră pasul în preajma căruciorului și se uitau la doamna Stal ca la ceva extraordinar. Se îndreptă spre dânsa, și Kitty observă numai decât în ochii lui sclipirea aceea de ironie care o tulburase. Tatăl se apropie de Madame Stal și începu să vorbească foarte curtenitor și amabil, într-o franțuzească perfectă, cu un puțini o mai vorbesc astăzi. Nu știu dacă vă mai amintiți de mine, dar mă simt dator să vă reamintesc că ne-am cunoscut, ca să vă mulțumesc pentru bunătatea arătată față de fica mea, zise prințul, scoțându-și pălăria și rămânând cu ea în mână. Prințul Alexandru Șcerbațchi, rosti Madame Stal, ridicând asupra ochii săi îngerești, în care Kitty citi o nuanță de nemulțumire. Îmi pare foarte bine de a ști cât de mult am îndrăgit-o pe fica dumneavoastră. Sănătatea domniei voastre, tot nu e satisfăcătoare? M-am deprins cu starea mea, răspunse madame Stal și îl prezentă pe prinț contelui suedez. Nu v-ați schimbat aproape deloc, spuse prințul doamnei Stal, deși sunt zece sau unsprezece ani de când n-am avut onoarea să vă văd. Da. Dumnezeu dă crucea și dă și puterea să o duci. De multe ori mă întreb de ce se mai prelungește o asemenea viață. În partea cealaltă, spuse doamna Stal, nemulțumită varencăi, care înfășura picioarele cu pledul și nu izbutea să o mulțumească. Pentru binele pe care îl face, fără îndoială, spuse prințul, îi râdeau ochii. Asta nu se cade să judecăm noi, răspunse doamna Stal, care prinsese nuanța acestei expresii de pe chipul prințului. Va să zică, îmi trimiți cartea, dragă conte, îți mulțumesc foarte mult, spuse doamna Stal, întorcându-se către tânărul suedez. A, exclamă prințul, văzându-l în apropierea lor pe colonelul Moscovit. Apoi, după ce se înclină în fața doamnei Stal, plecă împreună cu fica sa să-l întâlnească pe colonel. Asta e aristocrația noastră, zise ironic colonelul Moscovit, care avea pică pe doamna Stal fiindcă nu făcuse cunoștință cu dânsul. Neschimbată, răspunse prințul. Ai cunoscut-o prințule încă înainte de boală, adică înainte de a cădea la pat? da, a căzut la pat după ce am cunoscut-o, zise prințul. Se spune că zace de vreo zece ani. Nu se scoală din pat, fiindcă are picioarele prea scurte. E foarte rău conformată. Nu se poate, tată, izbucni Kitty. Așa spun gurile rele, draga mea. Vai de biata varenca, adăugă prințul. Ah, cu coanele astea bolnave! Nu, tată!" spuse Kitty cu aprindere. Varenca o adoră! Și apoi, madame Stal, face atâta bine! Întreabă pe cine vrei! Toată lumea le cunoaște pe ea și pe Alin Stal!" Poate!" făcu prințul, strângându-i ușor brațul. Dar e mai frumos când faci binele să nu știe chiar toată lumea. Kitty tăcu dar nu fiindcă nu avea ce să-i răspundă, ci fiindcă nu vroia să-și dezvăluie gândurile ascunse nici față de tatăl său. Totuși, ciudat, deși era hotărâtă să nu se supună părerii tatălui și nici să-l lase a pătrunde în sanctuarul gândurilor sale, ea simți că icoana de sfințenie a doamnei stal, pe care o purta în suflet de o lună întreagă, pierise pentru totdeauna, ca acele forme ale închipuirii pe care le vezi uneori în faldurile unor haine aruncate la întâmplare și care pierde îndată ce-ți dai seama de felul cum s-au alcătuit. Nu mai păstră decât imaginea unei femei cu picioarele prea scurte, care zăcea fiindcă era rău conformată și o chinuia pe blânda varenca dacă aceasta nu o învelea cu pledul așa cum vroia dânsa. Și nicio o sforțare a imaginației sale nu mai putea să o reconstituie pe Madame Stal cea de mai înainte. Buna dispoziție a prințului îi molipsi pe toți ai casei, pe cunoscuți și chiar pe proprietarul neamț la care locuia familia Șcerbațchi. După ce se întoarse cu Kitty de la izvor, prințul, care poftise la cafea pe colonel, pe Maria Evgenievna și pe Varenca, porunci să se scoată masa și fotoliile în grădiniță, sub castan, și să se servească acolo gustarea. Proprietarul și servitorii se înviorară, însuflețiți de veselia prințului și, mai ales, că toții cunoșteau dărnicia. Peste jumătate de ceas, un doctor bolnav din Hamburg, care locuia la etaj, se uita cu jind pe fereastră la societatea aceea veselă rusească, alcătuită din oameni sănătoși care se adunaseră sub castan. Sub frunzișul care arunca rotocoale de umbră, prințesa cu o bonetă cu panglici violete pe cap prezida masa, acoperită cu o față albă, încărcată cu ibrice de cafea pâine, unt, brânză și cuvânat rece. Ea împărțea ceștile și tartinele. La capătul celălalt al mesei ședea prințul, care mânca zdravăn, vorbind vesel și zgomotos. Își întinsese lângă dânsul târguielile făcute, lădițe sculptate, jucărioare de lemn, fel de fel de cu papiuri, cumpărate cu grămada în toate stațiunile balneare și pe care le împărțea tuturor, și servitoarei, și proprietarului, cu care glumea într-o nemțească stâlcită și comică, asigurându-l că nu apele o vindecaseră pe Kitty, ci excelentele mâncări și mai ales supa de prune uscate. Prințesa își ironiza soțul pentru a apucăturile lui rusești, dar era înviorată și veselă, cum nu fusese niciodată de când venise în stațiune. Colonelul zâmbea ca de obicei la glumele prințului, era însă de partea prințesei în ceea ce privește Europa, pe care își închipuia că o cunoaște temeinic. Blânda Maria Evgenievna se propădea de râs la fiecare vorbă de haza prințului, iar Varenca, cum nu văzuse Kitty niciodată, se topea de râs. Un râs slab, dar molipsitor, stârnit de glumele prințului. Toate acestea o înveseleau pe Kitty și totuși rămânea îngrijorată. Nu era în stare să dezlege problema pe care i-o pusese fără voie prințul, prin ironica lui părere asupra prietenilor ei și asupra vieții pe care o îndrăgise atâta. La această problemă se mai adăuga și schimbarea purtării față de dânsa a familiei Petrov, purtare care se manifestase chiar în ziua aceea atât de vădit și de neplăcut. Toți erau veseli, numai ea nu putea fi, ceea ce o întrista și mai mult. Încerca un sentiment asemănător a celuia pe care îl avusese în copilărie, când pedepsită era închisă în odăița ei și asculta râsetele vesele ale surorilor sale din odaia vecină. Și la ce ți-a trebuit să cumperi grămada asta de lucruri? îl întrebă prințesa zâmbind și întinzându-i o ceașcă de cafea. Uite, te duci la plimbare, te apropii de o prăvălioară și îndată vânzătorul te roagă să cumperi. Asta e numai din pricina plictiselii, zise prințesa. Firește că din plictiseală, draga mea, de atâta plictiseală, Că nici nu știi ce să mai faci. Cum poți să te plictisești, prințule? Îl întrebă Maria Evgenievna. În Germania sunt astăzi atât de multe lucruri interesante. Cunosc tot ce este interesant. Supa de prune uscate, salamul cu mazăre, le cunosc pe toate. Orice îi spune prințule, dar instituțiile lor sunt interesante adăugă colonelul. Dar ce vezi dumneata interesant la ele? Aici toți sunt mulțumiți și se umflă în pene pentru că au învins pe toată lumea. Eu însă de ce să fiu mulțumit? N-am învins pe nimeni. Ba încă trebuie să-mi trag singur cizmele și tot eu trebuie să le pun la ușă. Dimineața, scoală-te, Îmbracă-te la iuțeală și hai în salon să bei ceai prost. Acasă e cu totul altceva. Te trezești fără grabă, te mai super pe cineva, mai bombănești, îți vii în fire, chipzuiești în tihnă, fără niciun zor. Dar uiți că timpul e bani. Care timp? Sunt unele luni pe care le-ai da pe un bănuț și câte o jumătate de ceas pe care nici cu o comoară n-ai putea o plăti. Nu-i așa, Catenca? De deci ce ești așa de tristă? Ba nu sunt. Dar încotro, mai stai puțin, îi spuse prințul Varencăi. Trebuie să mă duc acasă, răspunse Varenca, ridicându-se și izbucnind din nou în râs. După ce se potoli, Varenca își a rămas bun și intră în casă să-și caute pălăria. Kitty se duse după dânsa, până și Varenca îi părea acum alta. Nu era micșorată în ochii ei, dar îi părea altfel decât și-o închipuise mai înainte. Vai, de mult n-am mai râs atâta, zise Varenca, luându-și umbrela și sacoșa. Ce simpatic e tatăl dumitale! Kitty tăcu. Când ne mai vedem? O întrebă Varenca. Mamă vrea vroia să treacă pe la familia Petrov. N-ai să fie acolo? O întrebă Kitty, încercând-o pe Varenca. Ba da, răspunse aceasta. Se pregătesc de plecare. Le-am făgăduit să le dau ajutor la făcutul bagajelor. Atunci vin și eu, nu, nu e nevoie. De ce? De ce? De ce? O întrebă Kitty, făcând ochii mari și punând mâna pe umbrelă ca să nu-i dea drumul Varencăi. Mai stai puțin! De ce? Uite, așa ți-a venit tatăl. Apoi, ei se simt stingeriți față de dumneata. Nu! Spunem de ce nu vrei să mă duc mai des pe la Petrov, fiindcă nu vrei. De ce? N-am spus asta, răspunse liniștit Varenca. Nu, te rog, spune-mi. Să spun tot? O întrebă Varenca. Tot, tot, stărui Kitty. Nu-i nimic deosebit, afară numai de faptul că, înainte, Mihail Alexeevici, așa l chema pe pictor. Vroia să plece mai devreme, iar acum nu mai vrea să plece deloc, zise Varenca zâmbind. Ei, o grăbi Kitty privind-o posomorât, ei, Ana Pavlovna a spus nu știu de ce, că Petrov nu vrea să plece, fiindcă ești dumneata aici. N-a fost înțeles la locul ei, dar de la asta, din pricina dumitale, s-a iscat o ceartă. Știi ce supărăcioși sunt bolnavii ăștia? Kitty tăcea, posomorându-se din ce în ce mai mult. Vorbea numai Varenca, căutând să o astâmpere și să o potolească, presimțind o izbucnire de lacrimi ori de cuvinte, nu știa nici ceea ce anume. Așa că e mai bine să nu te duci. Mă înțelegi? Nu face să te superi. Așa-mi trebuie, așa-mi trebuie, Începu repede Kitty, smulgând umbrela din mâinile Varencăi și neîndrăznind să-și privească prietena. Varencăi îi veni să zâmbească, văzând mânia copilărească a prietenei sale, dar se temea să nu supere. De ce vorba asta așa îmi trebuie? Nu înțeleg," zise Varenca. Așa îmi trebuie, fiindcă totul n-a fost decât prefăcătorie." Toate au fost fățărnicii, n-au pornit din inimă. Ce treabă aveam eu cu un străin? Și acum, iată-mă și prilej de ceartă. M-am amestecat în ceea ce nu mă privea. Totul nu era decât prefăcătorie, prefăcătorie. Dar în ce scop te-ai prefăcut? O întrebă Varenca. Vai, ce stupid, ce urât! Nu era nicio nevoie. Totul a fost. Prefăcătorie! Urma mărâtă Kitty, deschizând și închizând umbrela. În ce scop? Ca să par mai bună în fața oamenilor, în fața mea însămi, în fața lui Dumnezeu, să înșel pe toți. Acum nu mă mai las prinsă de așa ceva. Mai bine să fiu rea decât să mint și să înșel. Dar unde e înșelătoria? Odojeni Varenca vorbești ca și cum... Dar Kitty își ieșise din fire. Nu o lăsă să sfârșească. Nu vorbeze dumneata. Nici nu-mi trece prin minte să mă gândesc la dumneata. Dumneata ești perfecțiunea într Da, da, știu că ești perfecțiunea însăși. Ce să fac eu însă dacă sunt rea? Toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi fost rea. De azi înainte vreau să fiu așa cum sunt și să nu mă mai prefac. Ce mă leagă de Ana Pavlovna? N-au decât să trăiască așa cum vor, iar eu să trăiesc cum vreau. Nu pot fi altfel. Și toate astea nu sunt cum ar trebui să fie, nu. Nu sunt deloc cum ar trebui. Dar ce anume nu este așa cum ar trebui? O întrebă Varenca nedumerită. Totul nu pot trăi altfel decât cum îmi spune inima, pe când dumneata trăiești după reguli stabilite. Eu te-am îndrăcit pur și simplu, în timp ce dumneata, fără îndoială, vrei numai să mă salvezi, să mă înveți. Ești nedreaptă, zise Varenca. Nu vorbesc despre alții, vorbesc despre mine. Kitty? se auzi glasul prințesei. Vino încoace și arată lui papa mărgelele. Cu fața demnă, Kitty luă mărgelele dintr-o cutie de pe masă și, fără să se împace cu prietena ei, se duse la maică sa. Ce e cu tine? De ce ești așa de îmbujorată?" o întrebară mama și tatăl într-un singur glas. Nu-i nimic," răspunse Kitty. Mă întorc numai decât." Și fugi îndărăt. E încă aici," Se gândia, Doamne, ce-am să-i spun? Ce-am făcut? Ce-i-am spus? De ce-am jignit-o? Ce să fac? Ce să-i spun? Se întrebă Kitty și se opri la ușă. Cu pălăria în cap și cu umbrela în mână, Varenca ședea lângă masă, cercetând umbrela cu arcul rupt de Kitty. Varenca, iartă-mă, iartă-mă, șopti Kitty apropiindu-se de ea. Nu mi-am dat seama ce ți-am spus. Zău că n-am vrut să te necăjesc! O îngâie Varenca zâmbind. Pacea se încheie numai decât, dar sosirea tatălui ei schimbase pentru Kitty lumea în mijlocul căreia trăia. Fără să renege nimic din ceea ce descoperise, Kitty își dădu seama că se înșelase, crezând că va ajunge să fie ceea ce visa. A fost ca o trezire, înțelese că nu era în stare, fără prefăcătorie și fără lăudă să se mențină la o înălțime atât de mare. Afară de asta, ea a simțit deodată cât de mult o apăsa lumea din jurul, alcătuită din durere, boli și muribunzi. Sforțările făcute asupra ei însăși, ca să iubească toate acestea, îi se părură chinuitoare. Simți dorința să plece cât mai repede la aer curat. În Rusia, la Ergușovo, unde se stabilise sora sa cu copiii, după cum aflase dintr-o scrisoare. Dar dragostea ei pentru Varenca nu se micșoră. Lundu și rămas bun de la dânsa, Chiti o rugă stăruitor să vină la ei în Rusia. Am să vin după ce te măriți, răspunse Varenca n-am să mă mărit niciodată. Atunci n-am să vin nici eu niciodată. Dacă e așa, am să mă mărit numai pentru asta. Vezi numai să nu-ți făgăduiala, îi spuse Kitty. Prezicerile medicului se împliniseră. Kitty se înapoia acasă în Rusia, vindecată. Poate nu era atât de veselă și lipsită de griji ca mai înainte, dar se simțea liniștită. Necazurile sale de la Moscova nu mai erau pentru dânsa decât o amintire.